găsit, dragii mei! Sunt dr. Andreea Bâlici și începem o nouă ediție DocSense. Obezitatea este o afecțiune care apare atunci când o persoană are exces de greutate sau grăsime corporală. Odată instalată, boala afectează starea de sănătate. Obezitatea este considerată cea mai frecventă afecțiune metabolică din lumea contemporană și se asociază de foarte multe ori cu boli cronice severe, inclusiv sindromul metabolic, artrita și unele tipuri de cancer. În condiții normale, corpul unui bărbat are un procent de 15-20% țesut adipos, iar o femeie 25-30%. Obezitatea este caracterizată printr-un exces de țesut adipos, adică de grăsime. Excesul poate fi acumulat pe fondul unui consum excesiv de calorii, poate fi o consecință a unei vieți sedentare, a unui regim alimentar deficitar sau poate fi provocat de alte cauze. Menținerea unei greutăți moderate sau pierderea kilogramelor în plus, prin dietă și exerciții fizice, pot ajuta la prevenirea sau reducerea obezității. Însă, în unele cazuri, o persoană poate avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Indicele de masă corporală este un instrument de calcul al greutății unei persoane care ia în considerare numărul de kilograme și înălțimea pentru a măsura dimensiunea corpului. În acest fel se evaluează dacă o persoană are sau nu o greutate adecvată pentru vârsta, sexul și înălțimea sa. Indicele de masă corporală este o metodă care poate fi folosită atât de bărbați cât și de femei cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani. Indicele de masă corporală nu este o metodă de calcul a greutății potrivită pentru copii, femei însărcinate, persoane cu masa musculară mare și seniori. Calculul indicelui de masă corporală se efectuează prin împărțirea greutății unei persoane în kilograme la pătratul înălțimii sale în metri. Valorile normale ale indicelui masei corporale sunt 24-26 de kilograme pe metru pătrat pentru femei, 24-27 de kilograme pe metru pătrat pentru bărbați. Persoanele cu indicele de masă corporală cuprins între 25 și 29,9 sunt considerate supraponderale. Cele care au indice de masă corporală sub 18 se încadrează la subponderale. Totuși, indicele de masă corporală nu face diferența între excesul de grăsime, mușchi sau masă osoasă și nici nu oferă informații asupra distribuției țesutului adipos. Factori precum vârsta, sexul, etnia și masa musculară pot influența relația dintre indicele de masă corporală și grăsimea corporală. Alți factori, cum ar fi raportul circumferință-talie, circumferință-șold al unei persoane, grosimea pliului cutanat, raportul talie-înălțime, circumferința taliei, valori normale sub 80 de cm la femei, sub 94 la bărbați, cantitatea și distribuția grăsimii joacă un rol în determinarea sănătății unei persoane prin prisma greutății. Cauzele cele mai frecvente ale obezității includ factori genetici, afectează modul în care organismul procesează alimentele și în care este stocată grăsimea. Vârsta, înaintarea în vârstă, poate duce la o masă musculară redusă și la procese metabolice mai lente, facilitând creșterea în greutate. Odihna insuficientă și lipsa somnului pot comporta schimbări hormonale care produc senzație de foame și stimulează nevoia de a mânca anumite alimente bogate în calorii. Sarcina, greutatea acumulată în timpul sarcinii, poate fi dificil de pierdut și ar putea duce, în cele din urmă, la obezitate. Anumite condiții de sănătate pot duce la creșterea în greutate, care poate avea drept consecință obezitatea. Acestea includ sindromul ovarului polichistic, afecțiune care cauzează un dezechilibru al hormonilor reproductivi feminini. Sindromul Cushing, afecțiune cauzată de un nivel ridicat de cortizol, hormonul stresului, în organism. Hipotiroidism, afecțiune în care glanda tiroidă nu produce suficienți hormoni importanți. Leptina, un hormon produs de celulele adipoase, obezitatea fiind frecvent asociată cu niveluri ridicate de leptină. Deficitul de vitamina D conduce la creșterea obezității abdominale. Osteoartrita și alte afecțiuni care provoacă durere conduc la reducerea mobilității persoanei. Printre factorii care pot favoriza apariția afecțiunii, se numără mediul și comunitatea, pot influența cât și ce mănâncă o persoană și gradul de sedentarism. Depresia, unii oameni pot apela la alimente pentru confort emoțional. Renunțarea la fumat poate conduce la un consum mai ridicat de alimente în prima etapă. Medicamentele, steroizii anticoncepționale, antipsihotice atipice,
anticonvulsivante, medicamente hipoglicemice, glucocorticoizi pentru poliartrita reumatoidă și unele antidepresive. Conducerea unui stil de viață sedentar, cum ar fi munca la birou, jocuri pe calculator, mersul excesiv cu mașină. Obezitatea poate duce la mai mult decât o simplă creștere în greutate. Ea a fost legată de o serie de complicații de sănătate, dintre care unele pot pune viața în pericol dacă nu sunt tratate. Diabetul zaharat de tip 2, boli cardiovasculare, hipertensiune arterială, anumite tipuri de cancer mamar, de colon și endometrial, boala ficatului gras, colesterol ridicat, apnee în somn și alte probleme respiratorii, artrita și infertilitate. Diagnosticul de obezitate poate rezulta în urma măsurării indicelui de masă corporală, dar și prin alte măsurători mai precise de distribuție a grăsimii corporale, teste de screening precum ultrasunete, tomografii și scanări RMN. Medicul specialist poate recomanda realizarea unor teste pentru a investiga riscurile de sănătate legate de obezitate. Acestea pot include teste de sânge pentru a examina nivelul colesterolului și al glucozei, teste ale funcției hepatice, un screening pentru diabet zaharat, teste tiroidiene și electrocardiograma. Medicul poate recomanda un tratament adecvat împreună cu o echipă care poate include un dietetician, un terapeut sau alt personal medical. Pot fi recomandate schimbări ale stilului de viață, unele medicamente, intervenții chirurgicale. Medicul poate prescrie anumite medicamente pentru pierdere în greutate pe bază de prescripție medicală, în plus față de dieta și programul de recuperare fizică, și pot avea rolul de a preveni absorpția de grăsime sau de a suprima pofta de mâncare. Obezitatea se manifestă de multe ori pe fondul unui stil de viață sedentar și al unei diete nesănătoase. Mai exact, consumul excesiv de alimente procesate și lipsa exercițiului fizic pot duce la creșterea în greutate și obezitate. De aceea, este bine să evitați consumul de alimente, precum mâncarea fast food, alimentele prăjite, carnea grasă și prelucrată, produsele lactate, alimentele cu adaos de zahăr, alimentele care conțin zaharuri ascunse, sucuri îndulcite, băuturi alcoolice, alimente procesate, bogate în carbohidrați. O dietă alimentară bazată în principal pe fructe, legume, cereale integrale și apă contribuie la reducerea riscului de a crește în greutate. De asemenea, activitatea fizică afectează modul în care hormonii unei persoane funcționează, iar aceștia au un impact asupra felului în care organismul procesează alimentele. Activitatea fizică susținută poate ajuta la menținerea unui nivel stabil de insulină. Activitatea fizică poate include pe lângă gimnastică și mersul pe jos sau cu bicicleta. O serie de alimente și suplimente alimentare pot juca un rol important în detoxifierea organismului și pot ajuta la slăbit. Printre cele mai eficiente produse se numără ceai antiadipos, ceai de slăbit cu goji berry, tablete din pulberi vegetale, suplimente pentru eliminarea apei din organism, produse fără zahăr. Obezitatea este o afecțiune comună în societatea contemporană, care poate fi însă deopotrivă tratată, dar și prevenită. În cazul în care suferiți de această boală, adresați-vă unui medic pentru a beneficia de cea mai adecvată formulă de tratament. În cazul în care nu suferiți de obezitate, urmați un stil de viață echilibrat pentru a vă menține sănătatea și greutatea normală pe termen lung. Dragii mei, aici punem punct unei noi ediții. Rămânem în contact pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și ne vedem emisiunea viitoare cu teme care sigur vă vor interesa. Sunt dr. Andreea Bâlici și până data viitoare nu uitați, DocSense makes sense!